Pasiunea pescuitului o au mulți făgărășeni, însă prea puțini au avut curajul să scrie o carte despre acest hobby. Nu este și cazul lui Constantin Popa. Ajuns la vârsta pensionării, făgărășanul a așternut pe hârtie toate aventurile pe care le-a avut la pescuit. Este un hobby care a prins rădăcini în toată ființa mea încă de pe vremea copilăriei și care s-a accentuat pe măsura scurgerii timpului. Pasiunea care a generat multe întâmplări cu tâlc, consemnată într-un jurnal ținut la zi timp de 45 de ani. Așa își începe făgărășanul Constantin Popa cartea proaspăt scoasă de sub tipar. Volumul de aventuri a fost lansat ieri în sala dietei a cetății Făgărașului, în prezența a zeci de făgărășeni. Cred că s-a născut cartea aceasta din prea multă trăire. Domnul Telu Popa a avut o viață bogată, plină de evenimente, dar mai ales plină de oameni. Și le-a dăruit această carte. Eu cred că toți făgărășenii și nu numai ei o să regăsească multe lucruri frumoase, care o să emoționeze în mod sigur, și le recomand cartea. Dacă îmi permite și o modestă recomandare profesională, ca o terapie. Este un eveniment cultural ocazionat de această foarte importantă și originală carte, scrisă de un făgărășan care iubește aceste plaiuri și le-a cutreierat în lung și lat, și ca profesionist, inginer în combinat, dar mai ales ca un om pasionat de pescărie și mai ales de păstrăvărie. El se declară un păstrăvar, de aceea și cartea poartă acest titlu, și relatează întâmplări captivante, niște ieșiri deosebite în zonă. Parcă este un jurnal de campanie scris cu atâta pasiune încât devine un adevărat roman de aventuri. Amintirile pe care le-a avut Constantin Popa au fost așternute într-un maculator. Acum acest maculator s-a transformat într-o carte dedicată tuturor pasionaților de pescuit și nu numai. Am scris ceva din suflet, ceva care s-a derulat de-a lungul unei vieți. Și viața asta am dedicat-o naturii. Chit că am fost un practician, un inginer, dar mi-a plăcut atât de mult în natură încât am simțit nevoia ca tot ce am trăit cu adevărat să pun pe hârtie. Viața lui Constantin Popa, povestiri de umor legate de pescuit, dar și rețete speciale de pregătire a păstrăvului, le puteți găsi în cartea numită Sugestiv, Jurnalul unui păstrăvar.